La Câmpul Lung și în Comunele ne a fost un sfârșit de săptămână cu mult sport. Astfel, în afara concursurilor de mountain bike, tot pe platoul din cartierul Grui, s-a desfășurat sâmbătă și duminică Cupa Mușcel, etapa a șasea din cadrul campionatului național de rallycross. Tot sâmbătă și duminică în baza sportivă CS Mușel s-au desfășurat campionatele naționale de bob și scheleton, competiție în care sportivii mușceleni au obținut în total 21 de medalii, dintre care 11 de aur, iar în sala de sport de la școala gimnazială Nanu Mușel au fost mai multe meciuri amicale de volei. Un loc important la sfârșit de săptămână a ocupat și fotbalul. Liga 5 a, a pornit la drum, Liga 4 a a și-a desfășurat o nouă etapă, iar în Liga 3 a, a fost programat la Dragoslavele, meciul dintre Aro Câmpulung și Sparta Râmnicu Vâlcea, încheiat la egalitate scor 3 la 3. Pe marginea acestor subiecte vom reveni pe larg în edițiile următoare ale jurnalului sportiv aici la Mușel TV. De altfel vă reamintim că în ceea ce privește fotbalul local, fiind multe meciuri programate în fiecare sfârșit de săptămână, în cadrul jurnalului sportiv Mușel TV, în fiecare zi de luni vom avea informații din Liga 2, marți din Liga 3, miercuri din Liga 4 și joi din Liga 5.